Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Și după cum ați văzut, zicea acolo ceva de 7 decembrie, adică de ziua mea, chit că ce e acolo se întâmpla cu 55 de ani înainte să mă nasc eu. Acum 6 decembrie, nu mai e 7 decembrie. Pe scurt, de Moș Nicolae, cu 55 de ani și o zi înainte să mă nasc eu. Mă rog, nu știu ce dracu m-a apucat să zic asta. Ce pot spune? Bine ați venit la un nou episod de Call of Duty 2. Sunt o leacă obosit. Dar nu obosit de vine să adorm, obosit de am starea aia de om prăjit, drogat, mă rog. Hai să-mi iau poziție. Jucăm și noi cu americanii. Mamă, câte FPS-uri am. Nici acum nu m-am obișnuit cu FPS-urile pe PC-ul ăsta nou, că am o grămadă de FPS-uri față de la vechi. Și da, ar trebui să mă lau și eu cu jocuri mai, care să ceară mai mult, cum ar fi, nu știu, GTA 4 sau GTA 5 sau Far Cry 4, da, na. Pe PC-ul vechi numai din astea puteam să joc, adică bine, cred că mergea și GTA 4. Nu mergea GTA 4, dar cu grafica la low. Și decât să joc la low și să mai și framezi uneori. Hai, să-mi iau automată pușca asta, hai că e bună. Și nu pot să o reîncarc, se pare că nu, că îi dau pe râs și nu se întâmplă nimic. Am aici un Thompson, hai că e bun și Thompson-ul. Dă-mi cu ACM-ul. Da, bine că te pui în fața mea, futu-te în cur pe unde bei apă. Dar nu pot să încar la arma asta, ce dracu e așa handicapată. Bine că măcar bagă încărcătorul rapid. Stai mă, pe unde trebuie să merg? Înapoi aici? Trebuie să merg la etaj sau? Da, de la etaj trebuie să merg. Ia mordu-te, dracu, hai. Care șmecher, mea fac cu voi? Care va pe aici? Nu. De ce am crezut că perna era un medkit? Abar n-am. Nici nu știu cât e, ce rămâne și pe jos. Nu-mi place de înapoi Thompson-ul. E fain asta că dă gloanțe rapid. Și încearcă ăsta să mă dilească. Ia de aici gloanțe și mori. Poate n-ar trebui să trag așa din mers. Nu-i niciun bai. Cred că i-am dat headshot. Cred că ar trebui să-mi iau și Game Ranger-ul ca să joc jocul ăsta multiplayer. Măcar single player să-i termin. După ce termin jocul ăsta, mă apuc de Call of Duty 4, că e fain. Cred că Call of Duty 4, Modern Warfare 2 e cel mai fain Call of Duty, dintre toate. Ghost-ul mai interesant, poate după ce termin seria de Call of Duty 4, mă apuc de Ghost. Hai că mă duc cu pușca asta după ei, că dă damage mult. Hai, dar încarcă. E, curățăm toate casele astea, sparge geamul. Da, cred că era deja spart. A, dar îi mai e și ponimerii pe distanța asta. A, cred că l-am delete pe ăla totuși, ia. Asta trebuie să fie o baie ceva. Ar trebui, dar nu văd nimic pe aici, niciun WC în care să mă cac și eu nimic. Poate ai apucat pe soldați, cheful se caci, mai știi? Cheful, le venea pofta se ca... nu pofta, le venea de să se caci, eu știu. Bă, mă iertați dacă vă deranjează că vorbesc scurt în videoclipuri, că mi-a scris cineva în comentarii care are 10 ani și în jur. Bă, e YouTube, nu e GTX sau Fotskit sau Minimax. Nu-ți place? Uită-te la alții care nu înjură, care știu să zică doar bag piciorul, what the fuck, nu știu ce și oh shit. Eu sunt patriot, eu nu înjur în engleză, eu zic direct în română. Nu fac alții care zic băga mea și eu zic direct băga mea și... Da, bă, deci când sunt obosit, am starea asta de om prăjit, drogat. Cum s-o zice. Nu știu ce am de... când sunt obosit în starea asta. Și culmea e că eu nu vreau deloc să filmez când sunt obosit, că nu prea am chef să filmez, dar văd că în starea asta parcă e altceva, nu știu. Ma, cam așa mă simțeam când am venit din vacanța asta vară. Ai de capul meu ce tragă ea acolo. Ba, ar trebui să mă îmbăș și odată să filmez bad. Parcă am făcut toată o filmare, dar nu mai știu ce am filmat când am băut niște țuică, parcă, dar era un pic și a trecut repede efectul. Las că și cu oboseală mă pot îmbăta. Sau cu fericire, să fiu bea de fericire. Tăi niște vaci. Uite aici vaca adevărată, nu cam măta. Bun. Hai, deschide uși. Dă-i mă cu piciorul în ușă și deschide-o.
A, nu trebuia să deschidem ușa. Fița racheta, dracu, că nu pot să bag sprinta acum. Don't stop, keep moving. Don't stop me now. Ce dracu am. Aia, ascunde după vacă, că ești la adăpost după vacă grasă. Dă-i cu pușca, dă-i, dă-i la căpău, dă-i cu headshot-ul, hai cu headshot-ul, că ne-a dat și ăsta cu acum cu grenada. Deci zici că e microfon. Mă, ce pușca mea e asta? Ai, căcat pușca aia. Tai, mă, ce dracu mi-a dat pistolul ăsta? Hai, da, cu pușca asta. Hai, cântați cu mine. Pușca și cureaua, lată. Ce bărbat a fost act odată. Mergea după curve prin munții vei cu bulangii săi. Hai, da, încarcă. Schimbă pușca. Și pe unde? Uite-l aici. Hai să folosim MP44. Sau 40. 44 ăsta. Pe Wolfenstein e 43, mi se pare. Dar în recul acolo, în Wolfenstein te doare cap. Bă, pe unde? Uite aici scările. Le-am pierdut și scările alea. Ok, pe unde trebuie să merg? Pe aia ce s-au pus acolo. Bă, lasă mitralie. Bă, de unde rasa măsii trage? Grenadă fută, Dumnezeu. Că mor acum. Acum trebuie să fac ca eu bag. Eu nu mor fut încă. Povestea continuă. Așa era bine să-i făcut dacă jucam LOL. Da, după stream-ul ăla în care mi-am făcut o grămadă de hate, nu mai pun LOL. Nici cutii din alea n-am mai stat să le strâng. Le-am deschis pe toate. Mi s-a cam luat de LOL. Mai joc uneori cu prietenii pe Skype și atât. Nu știu, dar mi s-a luat de LOL. Dar mai joc ocazional. În schimb de Minecraft mi s-a luat de tot. Da, de tot mi s-a luat de Minecraft. Nici nu... Cred că o să și dezinstalez Minecraft-ul, că îl țin degeaba în calculator. La fel și Java-ul. Stai, mă, pe unde trebuie să merg? Pe aici. Ia, mă, dați cu rachete în mine. Bă, rachete. E, ăsta dă cu bazuca. Hai, da, ADHD-ul. Da, ce fain e când ai FPS-uri multe într-un joc, oricât de vechi ar fi. Ador PC-ul ăsta. Dar tot mai trebuie să bag cam încă o dată atât în el. Întâi hard. Păi aia monitor. Monitor. Hai că m-a întrebat ăsta în vorbă. Și apoi să mai bag niște RAM. Să-l fac să ajungă pe la vreo 24 de giga. 32 nici n-am ce face. Dar mai sunt jocuri care își cer 16. Și de asta zic să-i pun 24. Mai aici pe frecvență mare de 1866. DDR3. Era bun să-i fost pe DDR4. Dar ne, nu câștigați bani din YouTube să pot lua aparatură bună. După aia să schimb placa video când îl umplu de RAM. Nu știu, să-i umplu toate sloturile de RAM, dar n-are rost. Când s-o scoate jocuri care o să ceară mai de 16 giga, atunci o să îi pun 32 de giga RAM. Că nu vă rost să țin în bară două jocuri care solicită mult. Și nea, cred că cu 24 de giga orice juca, să zicem Star Wars Battlefront, care cere 16 giga de RAM la maxim, tot n-o să fie o problemă. De fapt, poate ar trebui să-i bag 24, că sunt unele jocuri care cer octa-core procesorul. Și eu am hexa-core. Și tot de aceeași putere 3,5. Nu știu, mă mai gândesc. Poate totuși mai bine îl umplu de RAM. Nu știu, mă mai gândesc. Dar mai întâi să fac rost de lovele, că acum sunt falit. PC-ul luat din banii mei. Ce dracu vorbesc ăștia aici? Hai, deschide ușa cu piciorul. Poc. Oho, ce bine a dat ăsta o grenadă. Și l-am dilit pe ăla, mor și tu. Mor și tu. Bă, dar de ce nu putea să aibă recul așa de mic și în Wolfenstein cum are aici în Call of Duty pe MP44? Bine, 43 la... Las că tot la fel arată de la drag. Tot armă nemțească, e tot aceeași mâncare de câini. Dă-te mă la o parte, rasa, băti. Mă, ce cască.
Mai am un pic și cad din pat. Și pe aici trebuie să merg. Tot pe aici trebuie să merg. Da, mă, mai o deschidere pe undeva o ușă. O să o deschide, deschide pădre. Dar ce dracu am de vorbesc așa. Hai, deschide o ușa. Dă-i acum un picior. Let's go. Atât ce dau ăștia, ia-ți, ia-ți grenă, sfirați-i dracu. Am dat una strâmbă rău. Boom. Atât unde a bubui și nu lasă gaură în pământ. Punem exploziv. Un exploziv pe un tank distrus. Logica jocului. Era distrus deja tankul. Ce i-a mai pus exploziv nu ia. Uite și de asta lansatoare de rachete. Ce-o fi? Tăceți dracu din gură. Vă credeți tari că sunteți rasă pură. Blonzi cu ochii albaștri ca ultimii homosexuali. Credeți tari că a fost Hitler om cu coaiele mari. Și el și Stalin. Dar mai fain a fost Hitler. Mi-aș vrea să am mustață ca Hitler. Hai că l-am dilit în cap și mai unul acolo. Gata, s-au dus dracu. Ia mă, trebuie să mă sui pe balconul ăsta. Ce caz, bă. Bine că măcar nu-s de la care zicem. Da, o să mergem în partea asta. Mai avem un pic. Bine că măcar cât de cât mai zic și eu ceva, drept. Nu-s de la care de-abia comentez. Să înțeleg că asta a fost misiune. Bă, hai că mai fac una. Acum se întâmplă pe 7 decembrie acțiune. Am dat cu pușca aia. Hai că e bine. Și urlă ăștia ca nebunii. Și sprinton nu am. A, ce raș facem acum. O, ce zboară rachetele. Luați de aici smoke. Gata, nu ne mai văd ăștia. Să bubuie ușa. 3, 2, 1, boom. Mamă, cât sus acolo, bă. Dăm cu grenăzi. Gata, o să moară aia. Boom, boom, boom. Stai că a aruncat și ăsta cu grenadă. A mai rămas unul acolo, se pare. Nu încoace, unde ești? Măcar ai dat cu grenadă. Cater, cancerul și ciuma. Hai, încarcă. Să bubuie și ușa asta. Boom. Care șmecher aici? Gamiaș. Da, văd că nu-i niciunul pe aici. A, decât o... Opa, ce avem noi aici? Direct un sniper. Da, urcă pe scară. Ia. A, dai de asta cu 3 dungi, nu cu 4. S-aud gloanțele pe aici. Sper să nu mă aud prea încet. Și dăm cu grenăzi. Și mi-au aruncat și ăștia câteva. Las că le dau eu să sature.
Hai să ne dăm mai în spate un pic. Headshot. Aia a zburat pălăria doar. Las că-i mă. Buci, s-a ferit. Uite-l acolo. Acum l-am delete. Și poc. N-a murit. Îl omorâm noi acum. Hai că-l dileam pe ăsta al meu. Văd că în partea e câminat. Să cobor pe aici, se pare. Gata, nu mă mai vedeți în boschet aici. Ia și în partea e câminat. Dă încoace sniperul. Unii... N-ai murit, mă? O, ce l-am delit pe ăla. Mor și tu. Și l-am delit pe ăla în cap. Stai că mai e unul. Toi n-ai murit. Hai că ai murit acum. Poate s-o duce prin cutie. Glonțul. Iată ce a zburat. Să mor tu că se poate lua materialul de pe ăsta. De unde nici nu rămân urme de gloanțe. Luați grenezi. Ce-ar mă asta? Aia nu-mi place. Stai că cam pe câmpul minat. Ne, dă înapoi pușca aia. Mamă, care mai trebuie? Mai sunt câțiva pe aici. Ia, mai mort ăla? Nu e, acum e mort. Mă, cât e de înaintat pe aici. Nu mai am grenăzi. Am încurcat-o. Dar las că-l dilez pe ăsta cu sniperul. Parcă și prietenul ăla, Vasile, al Andrei Cosmin, cum povestea, cum vorbea. Așa că pe nu l-am delet. Las că delet pe ăsta, îl delet și pe ăsta. Și mi-am luat acum o ghiulea în căpă. Bun, hai că au dat ăștia cu smoke. Smoke weed everyday. Bă, dar foarte bune animații de la Smoke. Să moară gibilan, ce-i aici? Mă, ce își lovesc ăștia cu paturile de la armă? Să bubuie. Boom. Am dat grenada ca dracu. Și ăsta o să moară. Boom. A, mă, cât sunt pe aici să... De-a dracu, nii, pe unde mai apar? Da, mă, păi și eu cum trebuie să... Deci pe aici trebuie să merg, ok. Zona asta e împânzită de mine. Explozive. Ce-i în partea aia? Să-ți bagi pătărânga. Ia luați de aici grenezi. Mamă, câte grezi s-au dat ăștia. Auci.
Hai că înaintăm bine. Sar grenada, drag. Ia mor și tu. Ok, să ne băgăm prin tranșee. A, văd că alții cu mitraliera pe aici. Hai să punem C4. Ok. 3, 2, 1, boom. Deci o bazucă. Ia dăm cu a bazucă asta. Poate că o să-mi trebuiască, cine știe. N-ai murit? Aia că a murit și ăla, bun. Bum. Hai că nu mi-am luat degeaba aghiul ăla. Hai că înaintăm acum, ușor, ușor. Poate în 2 episoade, cel mult 3 termini și jocul ăsta. Să mă pot apuca de Call of Duty 4. Văd că arma asta e gen Giga, îmi dă pe CS. Hai că a dat cu grenadă. Bum. N-am dat bine grenada aia. Ne dăm cu asta. A, ajunge că te-am folosit eu. Să-i dă bazuca asta-i nocă. Nu ne dă asta încă. Ziceam că poate sunt mai mulți puși la grămadă acolo să-i dilez cu bazuca, dar nu. Ia mă, partea asta ce e. Tipul ăla cu mitraliera. O zburatușile astea, hai. Pune C4-ul. Ceva pe aici, o carte, o farfosobă. Cred că e farfurie. Pe ce nu-i nimic? Eee, stai. Unde-i bazuca aia? Uite mă, dăm cu a bazuca. Hai să ieșim de aici. Cred că trebuie să ieșim, nu? La fix m-am băgat aici. Fuu, ce m-a omorât. N-am, pe unde ești? A, pe aici, deci. Stai curve. A, uite, pot să mă pun pe aici, la pândă. Încă o armă care zace pe aici. Niște grenăzi, văd.
Boom. Gata, i-am dilit pe aia de acolo. Dăm cu asta. Hai să plantăm C4-ul aici. Poc. O să facă boom. Și am mai rămas un de ăsta. Hai că aproape am terminat și misiunea asta. Uite un butoi explozibil. Boom. Să fiu sigur că nu mai trăiești niciunul. Ok, regruparea din câte se pare. Deci omul ăsta ce s-a rupt. Și acum? Bun, hai că ajunge cât am filmat. Eu sper că v-a plăcut acest episod în care mai am un pic și adorm, dar nu e niciun bai. Din nou, eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!